Nu, că rușii ăștia, domne, s-au obrăznicit de tot. Deci nu mă face, Vladimire, nu mă face că mă duc în spatele casei în șopron și scot laserul ăla mare, da? Mă stopesc și chiloții de tablă de pe tine. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el, dita mai dictator. Termină-mă, piticule, ce ai? Termină-mă, pleacă de aici, că extraordinar. A văzut toată lumea, da? Ați văzut că a fost Putin aici? Băi, Marote, ați văzut, da? Nea Florine? Haideți, mă! La Ștefania? Da. Făcea așa Putin, n-ai văzut? Dansa așa lângă mine, a fost. Bea un pic de apă. Da, a fost. Da, sigur. A fost. Așa, după care te concentrezi și citești ce scrie acolo în prompter, da? Acolo, da, știu, da, a fost Putin, aia. Sigur că a fost. Hai. Mă, ce așa? Cei mai bogați ruși ar fi pierdut 32 de miliarde de euro de când cu această criză din Ucraina. 32 de miliarde? Păi atât are Putin pe el în orice moment. Da, cum ține Ciolacul salariul la piept, așa are Putin un teanc de carduri cu 32 de miliarde. Că asta nu înțelege lumea despre Rusia de azi. Tu, oligarhul sufletului, ai bani să-i întorci cu tancul până când nu mai ai. Da, într-o zi afli că nu mai ai bani, casă, nimic, dacă mai apuci să afli. Spunea un analist străin, Rusia e o mare benzinărie, iar toți bogații au legătură cu ceea ce se numește cercul lui Putin. De la copii de foști ofițeri de armată sau de informații, la oameni de încredere ai lui Putin, mulți dintre ei niște tâmpiți a căror singură calitate e că s-ar arunca de pe Kilimanjaro în cap pentru conducătorul lor. Și Bruxelles a anunțat primele sancțiuni ale Uniunii Europene, care vizează membrii ai regimului de la Kremlin implicați în decizii, băncile care finanțează armata rusă, dar și instituții ale statului rus pentru accesul la piețele de capital și financiare. Na, probabil că aici este cheia acestui conflict. Cât de dure sunt de fapt sancțiunile? Cei mai mulți specialiști spun că sancțiunile sunt zero. Da, apă de ploaie, frecție la picior de lemn. Practic, Putin e lăsat să ocupe Ucraina. Și nu neapărat Ucraina cu totul, cât, ce să vezi, sudul Ucrainei, până aici la gurile Dunării. Cred că asta trebuie urmărit în zilele și săptămânile care vin. Cât de dure sunt sancțiunile? Îl ustură pe Vladimir la conductă sau nu? Sunt ele atât de dure încât să fie imediat simțite de populație? Sunt ele atât de dure încât să vedem revolte împotriva regimului Putin? Că și aici e o problemă, o mare problemă. Că din tot rahatul ăsta suferă milioane de oameni care n-au nicio vină. Adică ține de prostie să-i confundăm pe ruși cu ăștia care îi conduc azi. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, a reacționat sfidător. Bine ați venit în noua lume curajoasă, unde europenii vor plăti foarte curând 2000 de euro pentru 1000 de metri cubi de gaz. Ce să? Acest rahat cu ochii al lui Putin, Medvedev, această dezamăgire cu limbă catifelată. Da, na, ce să facă și el decât să-l... Vedeți? Fix așa se pune problema. Cine strânge mai tare de ouă pe cine? Cine are ouăle mai betonate? Pare că n-avem ce să facem, doar să așteptăm și să vedem. Dar exact când credeam că totul e pierdut... Muzică din filme, vă rog. Mulțumesc. Din întunericul vremurilor s-a ridicat un lider, un conducător, un învingător, un erou. Summitul în formatul București 9, care adună în această organizație fondată în 2015 toate țările de pe flancul estic. Este o organizație fondată la inițiativa președintelui Klaus Iohannis și a omologului său polonez, care iată astăzi au decis ca vineri să convoace un summit al acestei organizații la Varșovia. A? A?
Ați prins-o? Iohăniță și-a făcut drum la Varșovia. Da, domne, a pus-o de un city break. Domn președinte, eu atât vă zic. Să dea necuratul să se audă din bagaje cum zângăne croșele, că ne supărăm. Chiar ne supărăm, da? Cum? Teren de... Ah, lasă că o să facă Vladimir la grob. O să ai un să te joci. Ia uite, mai inutil decât această întâlnire e să torne apă peste un scaun sperând că o să crească. Da, ci că ne adunăm și noi acolo, ne facem poze, arătăm că suntem uniți, că... Păi asta ți-a arătat și până acum și îl doare pe Putin fix la Medvedev de voi.